Salut, eu sunt Dara și bine ai venit la un nou joculeț care vi l-am ascuns de foarte mult timp. Joculețul acesta este RoboShark, un joc care îmi place mie. Și hai să vă arăt în ce constă vorba cu joculețul ăsta. Ei bine, tu ești un robot care a aterizat pe pământ de pe o planetă îndepărtată. Și după aia, roboții răi au venit după tine să te omoare și să te ia înapoi pe planetă. E să-ți vândă părțile pe recompense. Și tu trebuie să te camuflezi, bine camuflezi, să te transformi în diferite vehicule și animale, să supraviețuiești. Și RoboShark este normal că te transformi într-un robot. Și de acolo avem un robot rău. Hai, rechinaș. Mai am și alte moduri de joc, alții roboți, pentru că am băgat bani în joc. Bine, glumesc. Ce naibii, nu sunt atât de prost să bag bani în joc. Pur și simplu am făcut bani, bine, bani. Am făcut misiuni și mi-am luat ăștia. Nu bag bani în jocuri. Aha, să omorâm roboțelul. Ați vrea ce alte forme mai am eu. Roboți avem așa. Nu avem mașină de pompieri. Bilă. O sferă. O mașină super mișto. O motoscârță. Motoscârță? O rachetă. Încă o rachetă. Un helicopter. Helicopter. Un tank. Stați așa. Uite așa arată tankul. Și o mașină. Asta să selectez helicopterul, că tot îmi place. Ce s-a întâmplat? În fine. Multe sporc. Ulu. Dă cu rachete. Am acolo 3 stele. Ne strâng de la depărtare. Trage în el. Are you freaking serious, man? Stai așa că am un laser gun. Stai puțin nou. Reclamă. Am revenit. Ar tragem după. Ce naibii? Nu pot să trag mai mult de atât. În fine. Hâț. Nu stai atât. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Așa mori. Hai să mergem la bază militară să ne facem de cap. Să lăsăm să mă fac elicopterul. O să văd cât de mișto e la bază militară. Stai așa puțin să văd pe unde trebuie să merg. Apoi bază militară e fix în spatele meu. Hai, Gigeli! Bosul. Bosul e al de acolo. De jos. Și trage după mine.
Uite, mai încolo e bază militară. Uite unde trag eu cu rachetă. Acolo e bază militară. Cred că s-a descărcat nou joculeț care l-am mai avut de câteva ori înainte. E și ăla foarte distractiv, vi-l recomand. Cred că este și pentru fete și pentru băieți. Acum hai să vă arăt cum îmi fac eu de cap la baza militară. Scot tancul. M-am scos tancul. Ce naibii? Oulu, a venit ăsta cu mitralieră. Ce? M-a omorât un rahățel de om cu mitralier? În fine. Hai că revin. Mai tragi, mă, cu arme, eh? Mai tragi, mai tragi. Ia, mai tragi. Te naibii. Trebuie să te urmă. Mai tragi tu cu arme. La anul. Sau niciodată. Și vin curcanii. M-au luat din spate. Ia uite și cât de bine mă distrez. Mamă. Trage peste tot. Trage nenic. Uite unde asta. Ce faci, mă? Mai treci cu arma? Cel care m-a murit de trecut. Mai tragi cu arma. Nu mai trage, că a murit. Fac schelet pe ăștia. Hâț. Hâț. De ce mi se pare mie că asta seamănă cu o daci? Ăla era un de la rău. Morizmă. Da, friz. Pum. Pum. Gata, mortos. E pe obște schelete. Trage bă în ei. Ăștia cu mașini neagră, jandarmi. Vin jandarmi. Nu mai sunt jandarmi. Unde sunt jandarmi? Nu mai sunt jandarmi. Tot ce tragă e pe acolo. Hai că am potolit. Uitați-vă acolo în 5 stele. Oh, că da. Te naibi. Oricum mori. Și uite, așa mă distrez cu joculițul ăsta. Vine și cu helicopterul și trag în ăștia. No, te fac bucăți. Uite, Dacia. Dacie, ce faci, mă? Ce face Nea Dacia? Nu mai Nea Dacia. S-a dus Nea Dacia. Vine tancul de o tonă. Și te omor. Uite, un soldățel. Nu mai soldățel. Nu mai Dacia. Nici Dacia asta. Bum! Le trag, le... Uite, bă, jandarmii. Saroțile. Ce faceți, mă? Uite unde stă. Unde stă rău. Bine, jocul ăsta poate să fie și rău făcut. Ce naibii?
În jocul ăsta poți să fii și rău făcător dacă vrei. Nu contează ce ești, poți să faci orice. Bă, te naibii! Încerc să mă bat ăștia pe jos blindat. Wow. E venit ăsta. Mă urmă. Da, am făcut schelete. Asta e gruță în viață. E îngruțat. Cutie cu shotgun. Șep. Las că tot mori. Ulu! Hai că dacă e... Ulu! Trage, bă! Trage, că vin ăștia și te omor. Na. Și cam atât cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, uita să apeși buton de like, abonează-te și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Am apăsat pe pauză din greșeală.